Doamnelor, domnilor, bine ați venit, dragi invitați, domnule primar, dragi prieteni, mă simt onorat să fiu alături de dumneavoastră în această dimineață, într-un context pe care noi sperăm să fie relevant pentru viitoarea perioadă a țării, de ce nu, și anume e prima reunire a grupurilor civice după o pauză de aproape 4 ani. Din nefericire, societatea românească pare a fi intrat într-o depresie, de aceea noi am considerat că e momentul să da. Că e momentul să ne mișcăm și că avem obligație morală față de țara noastră să facem lucruri care sunt importante și care să ne îndrepte către acea direcție pe care ne-o dorim, către o Europa puternică, către un stat de drept, o justiție independentă și un loc în care drepturile cetățenești sunt respectate. Dragi prieteni, astăzi o să avem o serie de invitați care se vor exprima în fața dumneavoastră. Avem și de asemenea transmisii în direct pe rețelele de socializare. Însă aș vrea foarte mult ca această dimineață să îl auzim pe domnul primar Dominic Fritz, căruia îi mulțumesc că e alături de noi și pe care o să-l invit aici în fața dumneavoastră să spună câteva cuvinte de bun venit. Mulțumesc mult, Laurențiu, bună dimineața tuturor. Sunt foarte onorat și emoționat să fiu singurul politician invitat la o convenție civică și bineînțeles că în primul rând mă bucur că sunteți în Timișoara, care avem o responsabilitate pentru protestul civilizat, pentru mișcări civice, o responsabilitate istorică pe care o simțim, cred eu, încă astăzi și doar recent, cred eu, am dat un semnal în direcția asta când am aprobat un protest al fermierilor care azi dimineață au plecat foarte fericiți, totul fericiți în sensul că au putut să-și exprime nemulțumirile. În al doilea rând, sunt emoționat pentru că, într-un fel, și eu, parcursul meu profesional, politic, a început cumva mai degrabă de partea voastră a baricadei. În Germania, cred că primul meu protest a fost la 8 ani. Și la fel și în România, primul meu outing în lumea politică a fost în 2017, în Piața Operei, la proteste și abia atunci am decis eu pentru mine că vreau să mă implic și civic și politic în ce se întâmplă în România. Ca să nu vorbesc mult, am vorbit ieri mult și nu o să folosesc... O să continui ce a zis Dominic, la un moment dat mă uitam pe lista asta de speakeri aici afișată așa și mulțumesc lui Laurențiu pentru că până la urmă e și un slogan liberal că putem fi uniți în diversitate, că despre asta e vorba, cum era jurist, economist, liberal sau chiar neoliberal, teoretician conservator, activist, aș zice, liberal, poet, scriitor, activist, conservator, împușcat în picior. Dar acolo, la ultima, vedem că, adică statul de drept încă nu și-a făcut treaba, pentru că 10 august încă nu este un dosar soluționat. Și, până la urmă, cum a zis și Dominic, e cauza care te unește și cred că v-ați reactivat, mamă ce mult sunteți astăzi, v-ați reactivat efectiv pentru că lucrurile nu s-au rezolvat. Nu s-au rezolvat. E o dilemă pe care o avem. Poate astăzi, aici, pentru societatea civilă este un restart până la urmă. Ultima oară ne-am văzut acum 4 ani, tot pe o platformă Friedrich Naumann. Tot noi am fost
A venit pandemia, au venit toate aceste lucruri. Mi-am adus aminte de un singur lucru. Mi-am adus aminte de urlați, Diana. Când l-am adus pe Wolf Pups și eram o mână de oameni acolo și la un moment dat era un retreat cu mult vin, in vino veritas, și la un moment dat era s-a pus o întrebare unde am stat 4 ore să ne gândim pe ea: ce se întâmplă dacă Dragnea dă drumul la referendum? Și acolo l-a urlat la un moment dat cu un consultant din Germania, punând toate datele pe tapet. Era un an înainte de referendum, civicii s-au gândit că singura campanie care va avea succes va fi no-go. Și consultantul acela zice: băi, vă dau acum soluția, dar este total iliberală, pentru că să zici omului să nu meargă la vot nu este ceva foarte liberal până la urmă. Dar acea campanie a avut succes. Bineînțeles, reacția acelor grupuri de care vorbea Dominic a fost aur. Este fight back-ul acelei societăți iliberale care atunci a avut o frângere enormă la care n-a visat, dureroasă, pentru că o mână de oameni, că suntem o mână de oameni într-o țară de 20 de milioane și aici e societatea civilă, da? Suntem o mână de oameni, prin puterea cuvântului și a convingerii, a reușit atunci în acel referendum. Voi toți ați reușit la un moment dat în zona asta. Pentru că nu era vorba despre ideologie, era vorba despre Dragnea până la urmă. Și asta a unit pe toată lumea. După aia putem povesti despre ideologie. Dar asta la un moment dat și oamenii nu sunt proști și au văzut aceste lucruri. Dimineața. Cred că este o chestie instagramabilă, nu? Sincer, eu nu știu câți dintre voi au citit vreo hotărâre judecătorească dată de mine într-unul din ultimii 25 de ani. Deci nu mă cunoașteți pentru vreo hotărâre judecătorească. Bun. Câți dintre voi au citit vreun articol de specialitate juridică scris de mine? Ai, serios, nu, dar nu de opinie, deci de specialitate. De asta în care... Așa. Sau câți știu ce cărți de drept am citit, am scris, sau de reforma justiției, sau că există o carte singura din Europa despre corupția și anticorupția din justiție scrisă de mine. Măcar asta, de asta ați auzit. Bun. Ce vreau să vă spun este că, de fapt, dumneavoastră mă cunoașteți nu pentru calitatea mea de magistrat, ci pentru calitatea mea de... Și hai să definim asta, ce-o fi. Un fel de activist civic, militant, juridic, în zona asta mă știți. Mă știți ca unul cu ceva curaj, uneori la granița cu... Bă, chestia asta nu-i normală. Poate uneori prea public, care am un cont de TikTok pe care postez inclusiv când tai gardul, adică v-ați mai văzut vreun judecător care să-și taie gardul acasă? Nu, eu sunt sigur, frate. Restul au sclav, cred că își angajează echipe. Da, e singurul care postează, da, asta e cam tupeu să posteze asta. Dar sincer, dacă aș posta pe TikTok un comentariu juridic despre ultima modificare la codul penal, nu știu dacă ar face atâtea like-uri sau ar ajunge la mociri la punct.tv dacă în comparație cu tăiatul gardului. Acum, revenind la chestii foarte serioase. Eu aici, pe afiș, sunt prezentat așa, râzând, dar rar mă vedeți că râd. Eu sunt un tip foarte serios, sunt un tip foarte sobru, foarte grav, pentru că vorbesc de lucruri foarte serioase și foarte grave. Am făcut parte foarte mulți ani dintr-o echipă de tineri, pe atunci, judecători, procurori, care am îmbrățișat ideea asta de reforma justiției, de anticorupție, de militantism, de schimbare reală în România. Am făcut parte dintr-o echipă guvernamentală care a început reforma justiției și a pregătit aderarea României la UE. Am făcut parte dintr-un CSM care a ordonat pentru prima dată o inspecție în toată țara cu privire la numărul de dosare, să împiedicăm să se prescrie dosarele. Am făcut parte dintr-o echipă a CSM-ului care a introdus criterii clare pentru promovarea la Înalta Curte. Am scris cu mânuța mea într-o lege că judecătorii nu pot judeca orice fel de cauze, ci trebuie specializați.
am susținut lupta anticorupție și am susținut o echipă faină precum DNA. Am făcut parte la un moment dat din cei care au contat, care au vrut schimbare și care au făcut schimbare cu riscul de a fi atacați personal, de a fi dezvăluite viețile lor private, de a se amplifica foarte mult aspecte minuscule din viața și cariera lor, și unii n-au rezistat. Am avut colegi urmăriți până și la biserică, când se duceau să pună lumânări. Am avut colegi care au fost urmăriți pe stradă cu mașini de care nu știm nici în ziua de azi cine i-a urmărit. Am avut inspecție pusă pe capul nostru să ne ia la control fiecare postare de pe internet din trecutul nostru, din ultimii 2 sau 3 ani. Am avut și am trecut prin asta, în care mi-au luat toate interviurile pe care le-am acordat presei, să găsească frazele sau propozițiile cu care ei, cei de sus, de acolo, nu sunt de acord. Și am avut amenințări transmise de la un partid care astăzi este la putere și mi-a spus: cu tare partid, nu iartă. Vreau să vă spun așa, dezvoltarea unei națiuni a preocupat foarte mult știința economică. Deci știința economică se ocupă de foarte multe lucruri, dar una din temele esențiale ale ei este cum ne dezvoltăm. De la bun început, economiștii au creat diferite modele de dezvoltare. Poate hai să încep măcar cu primul dintre ele, să spunem așa, mercantiliștii. De ce încep cu primul dintre ele? Pe la 1700, mercantiliștii au propus ca model de dezvoltare protecționismul. Să nu mai vină grânele din Ucraina peste noi. 1700, da? Deci protecționismul ca sursă de dezvoltare a unei națiuni și acumularea de aur ca idee, adică noi să exportăm, dar să nu importăm. Vă sună cunoscut de zilele astea? Prea cunoscut. Deci, practic, unii dintre noi n-au evoluat din punct de vedere al pregătirii economice și au rămas undeva la nivelul 1700 cu gândire. Astăzi modelele de dezvoltare au cunoscut o extindere pe factorii dezvoltării enorm de mult. Deci astăzi se știe clar pe ce pedale trebuie să apeși tu ca să te dezvolți ca națiune. Noi nu apăsăm pe ele. Asta e clar dovadă unde suntem. Ca să putem să elaborăm cu toții, societate civilă în special, un model de dezvoltare a României, pentru că s-au tot făcut modele de dezvoltare ale României, noi trebuie să vedem ce greșeli am făcut și ce greșeli facem sistematic în ultimele decenii, de când pretindem că am schimbat modelul de dezvoltare a României, aici la Timișoara, zicem noi că l-am schimbat. În primul rând schimbând modelul politic al României. Este clar că un model din ăsta trebuie să ducă la echilibru, trebuie să ducă la stabilitate pe termen lung, dar să nu zdruncine economia foarte tare, să ne facă mai rezistenți dacă vine o criză, gen pandemie, război, foamete, ce vreți dumneavoastră, meteoriți și așa mai departe, să asigure o prosperitate oamenilor, dar nu văzută doar ca PIB pe locuitor sau dinamica PIB-ului. Pentru că toți ne uităm la PIB și spunem, astăzi România e mai tare ca Portugalia. La PIB pe locuitor, la dinamica PIB-ului. Și ce? Suntem mai tari ca Portugalia, dar nu suntem în stare să facem un tunel între Margina și Făget. Am trecut azi noapte pe acolo, o lumină n-am văzut. O lumină. Am trecut acum câțiva ani prin zona Veneto, lucrau ăia la 4 poduri acolo peste autostrada aia care trece spre Milano, lucrau noaptea la ora 12 pe o furtună cu super proiectoare pe poduri, erau basculantele acolo că trebuia terminat podul repede. La noi întuneric beznă, cred că cânta Cucu, când am trecut eu pe acolo. Și trebuia să-l terminăm de 7 ani. De 7 ani. Nu interesează pe nimeni. Bună ziua tuturor, sigur că dacă vorbește al treilea din panelul cel mai avântat, acela matinal, când toate resursele retorice sunt aruncate în joc, ești puțin dezavantajat, dar pentru că lumea e ușor tensionată și de același timp obosită. Eu am venit aici fără niciun fel de ambiție personală, numai mi-am realizat vorba lui George Bacovia toate profețiile politice. Am venit respect pentru Timișoara și ce simbolizează ea în istoria
până la urmă liberă a României postcomuniste și din simpatie prietenească pentru Oscar Manto. Dar mă bucur în același timp că am lărgit cercul unor contacte și probabil că ne vom putea ajuta în anul ăsta, totuși, important, inclusiv printr-un dialog mai mult sau mai puțin formalizat. Acum, sigur că Cristi Danileț a făcut un fel de istoria momentelor cruciale, simbolice, emblematice, prin care a trecut această facere a democrației în România post-totalitară. Nu le mai reiau, mă rog, a fost totuși un progres. Am fost în stradă și eu, urmându-i pe Timișoreni, cu doi prieteni. Decembrie 89, masacru. Statul însuși și-a masacrat cetățenii, armată, securitate și așa mai departe. Iliescu a trecut la o fază mai soft cu mineriadele, oricât s-ar spune, pentru că arhetipul societății civile în România rămâne piața universității. Acolo, mineri, mulțumiri, violență extralegală, asumată totuși de stat și, în același timp, un progres față de rafalele de mitralieră. Și s-a construit prin compromis balcano-românesc, totul în următorii 20 de ani. De-abia în 2017 am mai avut odată o piață a universității plină, de data asta cu smartphone-uri aprinse, și două guverne căzute, colectiv, nu, Ponta și apoi regimul Dragnea, cum a fost numit, deci, scuzați-mă, descurajez orice depresie colectivă. Societatea civilă în 30 de ani, evident că s-a consolidat suficient de mult încât, spre deosebire de piața universității, să dea jos guverne. Nu? Și apoi a urmat gazarea 10 august. Eu n-am mai fost acolo, prea bătrân pentru așa ceva, dar am văzut că, într-adevăr, și-o iau din nou în cap. Sistemul se simte cumva în situația de a reprima din nou organizații legale și manifestații legale și pașnice. Acum, aș vrea să vă mai spun un lucru. Cum văd din afară, ca simplu cetățean, chestia cu sectorul ONG-istic, civismul și așa mai departe? Bună ziua! E ciudat cum un tip atât de blând ca mine poate să vină la o adunare civică sau la un protest, cum a fost cel din Sibiu, și să fie luat drept, știu eu, civic, protestatar și așa mai departe. Mie îmi lipsește cu totul partea de adrenalină, de injecție cu adrenalină în inima civică pe care o are Cristi Danileț, să zicem. L-am văzut pe Cristi deschizând și ați văzut energia lui, o știam cu toții. Mie mi-aduce aminte, când l-am văzut, mi-am adus aminte cum în seara ordonanței, noaptea ordonanței, eram în Sibiu. În Sibiu am stat vreo săptămână, două, ca și în București, ca și în restul țării, înainte să se dea ordonanța. Vă aduceți aminte, Danta Palag avea niște informații pe surse, că urmează să fie dată. Noi toți ieșeam încercând să creăm presiune pe guvernanți, nu dați această ordonanță toxică care aruncă România în aer. Și au promis că nu o dau și vă aduceți perfect aminte, noaptea ca hoții. Deci pe la 10 fără 20 am ajuns acasă de la protestul ăsta preventiv, să-i zic așa. Mă descălțam, am văzut la televizor că nu e cazul să mă descalț și ne-am întors, eram doar vreo 200 de oameni, cred că, la protestul preemptiv, să-i zic așa, și când ne-am întors, după ordonanță, eram câteva mii deja, era o disperare neagră, furioasă, lipsită de speranță, orice urmă de speranță părea că dispăruse în momentul în care ordonanța a intrat în vigoare, România, ca stat de drept, era avariată, poate iremediabilă. Și am început, fără să știm ce vrem să facem, să mărșăluim prin Sibiu, pe vechiul traseu al Revoluției, cum îl numim în Sibiu, când deodată, mai mulți dintre noi, am văzut pe telefon și am început să citim textul lui Cristi Danileț, în care el spunea, observase că e bufferul ăla de 10 zile până ordonanța intră în vigoare, că mai sunt deci 10 zile de speranță în care, dacă toate lucrurile merg cum trebuie,
președintele își face treaba, atunci și-a făcut-o, mă rog, a avut și el momentul lui, ultima dată, probabil. Dacă președintele își face treaba, dacă alte instituții reacționează, dacă noi strada ne facem treaba, putem face această... Avem 10 zile în care putem salva lucrurile. A fost... Și acum văd în fața ochilor cum mulțimea eram deja peste 10.000 de oameni, inima aia civică se reactiva sub injecția cu adrenalina a cuvintelor lui Cristi Danileț. Îi sunt foarte recunoscător, cred că toată România se cade să-i fie recunoscătoare forever pentru ce a făcut atunci și cred că asta e ce încercăm toți să facem după puterile noastre. Să ne construim ca o inimă civică care bate într-un corp care seamănă, din păcate, cu un corp pe aparate la momentul ăsta. Dar să devină din nou un corp funcțional, un corp politic, social, funcțional. Acum, ce să spun? Da, părem puțin, dar întotdeauna schimbările, nu doar în România, dar o să mă refer doar la România, au început de la o mână de oameni, s-a tot folosit expresia asta. Literalmente o mână de oameni. Aduceți-vă aminte în scrisorile, adică hai să o iau așa pe scurt, nu o să fac un curs, o să vorbesc doar câteva minute, dar destinul României e unul european, ăsta e proiectul nostru de țară. Se tot spune că nu avem proiect de țară. Ba avem. Proiectul nostru de țară e România europeană, asta e limpede. România europeană a început aproximativ pe la 1820 cu tineri educați în Occident și scădem paranteza comunistă, care a fost evident orientată înspre Rusia orientală, spre despotism oriental de tip comunist. Cam asta e, avem două secole fără o paranteză comunistă în care am încercat să ne construim ca o națiune europeană. Bun. Asta e, nu, de fapt, dacă nu mă înșel, ce ne-a dus pe toți la Timișoara. Cred că sunt două întrebările pe care să ni le punem acum. Le propun eu, da, mă scuzați, nu pun în mintea nimănui întrebări pe care nu și le-a pus. Prima, care sunt obiectivele noastre astăzi? Care sunt prioritățile? Vorbesc mai ales de 2024, deși foarte bine să ne uităm pe termen lung, normal, dar păi noi sigur o stragem din greu până în 2028. Nu vă îmbătați cu aprece. Și nu spun că o să fie mult mai ușor după aia, dar ne așteaptă vremuri grele 2024-2028. Bun. Deci, care sunt prioritățile în acest an electoral cu configurație politică cel puțin nefericită? Un USL întărit, o opoziție democratică firavă care a pierdut încrederea românilor, ascensiunea fulminantă a demagogiilor și extremelor de dreapta. A doua întrebare, pe ce ne putem baza astăzi? Noi, ăștia încă rămași pe baricade, noi, ăștia, mă scuzați, soroșiștii, agitatorii, instigatorii, noi. Ce resurse, ce motive de optimism, ce aliați ne pot da putere? Da, exact, crizatorii, da. Și sunt aici să vă propun răspunsurile noastre. Când spun noastre, nu zic doar mai mei, colegii mei, Inițiativa România, că, na, suntem, am rămas tovarăși, nu, mișcarea rezist, hashtag rezist, așa. Deci să vă propun răspunsurile noastre la aceste două întrebări. Mai întâi, obiectivele noastre nu s-au schimbat prea mult. Da? Rolul nostru rămâne să fim câini de pază ai democrației, să sancționăm derapajele, să ne apărăm drepturile și libertățile, să ținem vii valorile euroatlantice, cărora le datorăm progresul României. Clar, în ultimii 20 de ani, dar nu, Radu a făcut un punct că nu, sunt niște secole un pic. Iar prioritățile noastre sunt, repetați după mine, justiție independentă și puternică, luptă anticorupție și demascarea pericolului ascensiunii extremei dreapte. Da? Astea sunt. Da? Deci nu s-a schimbat prea mult. Eu vă spun foarte sincer că mă simt destul de stinger printre voi. Și asta pentru că în general mă simt stinger atunci când sunt oaze de optimism. În ultimii 15 ani, cred, am participat la numeroase lansări de partide, de asociații, de posturi de televiziune, de posturi de radio. Și știu că e destul de complicat să realizez cu adevărat ceva important. Vorbeam mai devreme la o cafea afară cu domnul Baconski, deși online cred că putem să spunem și țigară, că nu avem regulile CNA, și vorbeam de anii 90, ce perioadă frumoasă era atunci. Iliescu câștiga alegerile, dacă vă amintiți, cu scorurile pe care le obține astăzi Vladimir Putin.
zona pro-occidentală, pentru că cred că asta este ceea ce ne unește aici, era mică, dar fioaie. Luam bătaie pe străzi, nu eu personal, eu eram mult prea mic atunci, luam bătaie pe străzi, luam bătaie la urne, dar era un optimism împărtășit de toți, pentru că absolut toți aveau același lucru în comun. Își doreau occidentalizarea României, își doreau democratizarea României, își doreau ca România să meargă către spațiul euroatlantic, acolo unde, de altfel, cultural, istoric, a fost tot timpul. România n-a intrat în Europa odată cu aderarea la Uniunea Europeană, e acolo dintotdeauna. De ce zic că sunt optimist când mă uit la sală și mă includ și pe mine aici, evident? Pentru că pe măsură ce istoria vine peste noi, avem de răspuns la niște întrebări. Și în momentul în care vom începe să răspundem la acele întrebări, vom vedea că sala începe să se golească. Că mai întâi dispar doi, apoi încă doi și apoi încă doi. Asta e valabil și pentru un partid politic, asta e valabil și pentru o asociație. Sunt întrebări, nu știu, de relații internaționale, să spunem, unde cred că avem viziuni diferite. De exemplu, vrem o armată europeană sau vrem să mergem în continuare doar alături de Statele Unite și să ne bazăm securitatea pe Alianța Nord-Atlantică? Vrem un sistem internațional bazat pe reguli și pe predictibilitate? Susținem cu toții Ucraina și Israelul? E o întrebare. S-ar putea să vedem că nu se întâmplă neapărat asta. Cum vedem, haideți să venim aici, cum vedem rolul statului? Pentru că e ok, luptăm împotriva a ceea ce înseamnă PSD-ismul, dacă vreți, nu neapărat PSD-ul. Cred că PSD-ismul e marea problemă în România, cu toate că nici PSD-iștii n-au inventat nimic, cu toate că nu prea mai poți să inventezi ceva în politică de câteva zeci bune de ani, ar spune chiar sute. Dar cum vedem rolul statului? Vom folosi și noi statul la rândul nostru pentru a ne impune propriile viziuni asupra societății și ne vom folosi și noi la rândul nostru statul pentru a ne impune propriile valori celor de lângă noi? E un răspuns pe care cred că nu va fi unitar. Mulțumesc, Laurențiu, pentru invitație. Pe mulți dintre voi vă cunosc. După cum Laurențiu a spus, sunt pe baricade din 94, de când am venit aici la Timișoara student. La 18 ani aici am învățat ce înseamnă protest, ce înseamnă să te implici. Pe atunci noi studenții ieșisem cu studenții. Eu eram în AESEC, Asociația Studenților Economiști, atunci protestam și știu că ceream atunci 4% din PIB pentru educație. Acum la 30 de ani, curios, sunt 2% pentru educație. Pentru noi atunci să cerem 4% era ceva enorm. Credeam că se va întâmpla. După aceea au venit, am simțit nevoia să mă implic, a fost Convenția Democrată care a coalizat toate forțele. Vreau și eu să fac ceva, mă știu că zgâriam pe la toate ușile partidelor să-mi dea ceva de lucru. Am ajuns pe la partidul, da, pe la partidul Roman Cucunescu, nu mai știu cum se numea. Mi-au pus repede semnez o adeziune, mi-aduc aminte, pe o jumătate de pagină, mi-au dat un teanc de afișe și mi-a zis, du-te, lipește-le. Și noaptea când se culcau studenții în căminul 15, se trezeau dimineața cu afișele lipite pe toate ușile și prin baie și peste tot. Aia simțeam eu nevoia să fac ceva. Ne-am bucurat atunci în 96 când a ieșit Constantinescu și toată lumea, când în sfârșit parcă era a doua revoluție, comunismul picase din nou în România și am crezut că totul s-a rezolvat și ne vedem de treburile noastre. Eu m-am angajat la Atlasim, mi-am continuat treaba, dar am văzut că după aceea s-a așezat liniștea peste țară. După ce s-a întors Iliescu în 2000 cu Năstase și cu toată lumea și atunci mi-am dat seama că nu e ok, ceva se întâmplă, părea că trebuie să reluăm lupta. După aceea, cum a zis domnul ambasador Baconschi, a venit iar o emulație, Alianța Da, când iar am fost în stradă, în piața Universității, pentru Băsescu, pentru toată lumea, erau revoluții portocalii, mi-aduc aminte, în toată Europa, era în Georgia, câștigase Șacașvili, care acum e în pușcărie, apropo, în Ucraina a fost, când l-au alungat pe președinte, și am luat-o din nou atunci. Părea iară că Băsescu câștigase cu Tăricianu, venise cota unică, era totul foarte frumos, mi-am văzut de treburile mele în continuare. După aceea a venit suspendarea lui Băsescu de 2 ori sau de 3 ori, iar am
de două ori am fost peste tot atunci să susține că atacul la statul de drept părea continuu. PSD-ul de când s-a înființat din FSN pe toate numele, părea că în continuu atacă statul de drept. Adică scopul lor de când s-au înființat ca partid politic era să distrugă statul, adică să, de fapt să controleze statul. Executiv, legislativ, control, mai aveau justiția. Și, dar niciodată, pentru că noi niciodată n-am fost educați să, că putem să intrăm în politică, să devenim și noi politicieni. Era ceva, erau ăia politicieni ăia, noi maxim ce puteam face era să protestăm. Și cumva atunci, mi-aduc aminte, nu știam eu pe atunci, Noua Republică, apăruse Noua Republică, Turcescu vorbea la televizor de Albă ca Zăpada, Sebastian Lăzăroiu și m-am dus și eu, bineînțeles, că auzisem ceva, un partid grassroots, nu știam eu ce la grassroots, și am zgâriat și acolo cu ușa, am semnat o adeziune și am devenit și eu membru. Și ce m-au pus să fac? Să strâng semnături. Că pe vremea aia, ca să înființez un partid, trebuie să strâng 25.000 de semnături. Acum se face un partid cu 3 semnături. Da, la semnături. Covaș, da. Și noi strângeam semnături și am strâns semnături câțiva ani, când am terminat de strâns semnăturile și cu toate astea, partidul se desfințase, se dusese de tot și iar rămăsesem fără obiect de activitate.